Detalii dramatice în cazul celor 9 polițiști de la secția 16 din București, acuzați că au sechestrat și torturat doi bărbați. Cele două victime au povestit pentru Digi24 chinurile și umilințele la care au fost supuși de agenți, ambii încătușați și loviți, unul dus pe un câmp de lângă București și lăsat acolo, iar al doilea abandonat într-o zonă rău famată din oraș. Prietenul meu le-a spus de mască, că de ce nu poartă măști. După care un polițist în vârstă a adresat injurii, am adresat și eu la rândul meu injurii, am fost pus la pământ de către 5 polițiști, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașina de poliție într-o Dacia Logan, mi-a pulverizat cel în vârstă spre paralizant în ochi și mi-au închis ușile. După care m-au dus pe câmp, mi s-au dat 2 pumni în coaste în partea dreaptă, după care am fost pus la pământ cu fața în jos, m-au bătut cu bastoanele. Mi-au făcut cătușe, m-au aruncat pe machina din spate, mai mașină și mi-a dat și cu ei o nas, după care m-a bărâncit undeva pe rentare.